Bun găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune Transformare. Ne revedem în această zi să discutăm despre relații. O am numit această emisiune Cele trei niveluri ale iubirii. Vedeți, această iubire am mai discutat-o noi în alte emisiuni, am mai discutat-o și numerologic și oarecum psihonumerologic, dar m-am gândit ca în această emisiune să algoritmăm puțin acest sentiment. Clar că iubirea nu poate fi algoritmată, iubirea este ceva așa la care toți tindem, este ceva universal, este cea care cuprinde noțiunea de totul. Noi ca oameni întotdeauna am încercat să limităm orice fel de noțiune și să o aducem în nivelul nostru de cunoaștere, lucru pe care o să-l încerc și eu astăzi, să-l aduc la nivelul meu de cunoaștere, să-l limitez. Este cel mai corect așa, să-l limitez la nivelul meu de cunoaștere. Nu este nimic aiurea, pentru că toți facem chestia asta, dacă ne-am așeza așa puțin și am vedea, toți aducem iubirea sau noțiunea de iubire sau sentimentul de iubire la nivelul nostru de cunoaștere și la nivelul nostru de înțelegere. Omul nu poate să cuprindă totul, știți că am mai vorbit în alte emisiuni, omul își dorește prin natura sa, yin-yang, da, să limiteze totul, cel puțin între minus infinit și plus infinit, și își dorește foarte tare să atingă perfecțiunea și mai mult decât atât să cunoască simțul măsurii. Aceste noțiuni pe care zeii ni le-au relevat în călătoriile lor printre oameni, ca să mă exprim așa mitologic, ne-au vorbit despre ele, dar noi, cel puțin până acum, nu le-am putut deține. De-aia sunt și niște noțiuni pe care ni le dorim în tot parcursul vieții noastre, cei care sunt conștienți de anumite lucruri, iar alții care nu sunt conștienți de anumite lucruri, inconștient fac treburile astea într-o oarecare sau în anumite etape ale vieții lor. Deci, cu părerea mea de om, voi încerca să limitez, din punctul meu de vedere, această noțiune universală și această noțiune macro pe care noi o numim iubire. Se spune că din univers iubirea este cel mai puternic sentiment. Da, așa se spune, nu pot să vă dau un algoritm numerologic sau matematic sau psihologic, ar fi așa, dar se spune că ea, în momentul în care noi o simțim, ne face să facem lucruri minunate și să fim extrem de creativi. Da, iubirea a ajuns într-o noțiune maximă umană, da, este extrema și înalta creativitate. Și o să vă vorbesc despre aceste trei niveluri, care sunt de la zona de îndrăgosteală, de la zona instinctuală, la zona emoțională și, bineînțeles, la zona creativă. O să vedem cum oamenii pot să ajungă în aceste trei nivele. Unii dintre oameni pot ajunge la aceste trei nivele, alții dintre noi poate că nu putem să ajungem decât la un nivel instinctual și ne e bine și așa. Mai mult decât atât, pe pământ, aici, la noi, din foarte multe studii și din foarte multe interacțiuni, se pare că nu iubirea este cel mai puternic sentiment, ci frica. Da, din univers iubirea, dar de pe pământ, de aici, de la noi, este frica. Să nu uităm că avem instinct de conservare, care este un oarecare sentiment de frică și cu care toți ne naștem. Deci iată că în textele religioase, acest sentiment de frică față de divinitate, față de Dumnezeu, se poate traduce într-o anumită măsură și prin acest instinct de conservare pe care noi îl avem pentru a ne menține în viață. Fiecăruia dintre noi ne-a fost frică, da? Știm foarte clar că ne este frică de diferite lucruri sau nu știm că ne este frică până nu pățim un anumit lucru. E clar că acest sentiment este în interiorul nostru, este clar că el vine și ne ajută să supraviețuim
v-am dat un exemplu vis-a-vis de această frică într-un sens pozitiv, nu neapărat într-un sens negativ, și nu vorbim acum în această emisiune, cel puțin, despre fricile pe care le avem și pe care le dobândim în perioada noastră educațională, care eu foarte clar v-am învățat în emisiuni 0-18 ani din ciclurile evolutive. Mai mult decât atât, nu vorbim despre relația dintre frică și stima de sine într-un mod aprofundat din perioada 9-14 ani. Poate cu o altă ocazie o să facem și o astfel de emisiune, cum ajung fricile în interiorul nostru și cum le integrăm în interiorul nostru în perioada 9-14 ani. Acum că suntem în această lună minunată, în care se spune că ar fi luna iubirii, cu Sfântul Valentin, cu dragobetele, fiecare ce poate sărbătorește, așa, ne-am gândit, sau m-am gândit, mai bine spus, să facem o astfel de emisiune despre iubire, încă o dată, repet, într-un mod algoritmat, într-un mod pe care vi-l prezint din punctul meu de vedere, mai subiectiv, bineînțeles, mai obiectiv, nu știu, dar este un punct de vedere și într-o coală albă de hârtie, dacă toți oamenii văd punctul, punctul negru este foarte important. Și noi avem tendința asta, chiar în ultimele emisiuni pe rețele de socializare am spus anumite lucruri care am omis anumite lucruri și prietenii noștri după rețele întotdeauna au exprimat acel lucru pe care eu l-am omis. Foarte atenți, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți atenți la ceea ce spun. Vă mulțumesc foarte mult că voi calculați ceea ce spun eu și că sunteți foarte atenți în momentul în care ceva nu dă cum trebuie. Sau am omis eu să spun și sunt convins că având foarte multe emisiuni și uitându-vă la foarte multe emisiuni de aici, de la postul acesta de televiziune, minunat, puteți să calculați anumite noțiuni singuri. Pentru că știu că puteți să faceți chestia asta, mi-ați demonstrat de atâtea ori. Trecând peste acest lucru, revenind la subiectul de astăzi, cele trei nivele sau niveluri ale iubirii, o să vorbesc, după cum bine știți, în Trinitate, și anume în zona instinctuală, în zona relațională și în zona mental-creativă. Și o să încep cu această zona mental-creativă, care este o zonă foarte, foarte importantă din punctul meu de vedere, instinctuală, care este o zonă foarte importantă pentru că aici multe persoane se situează sau măcar o dată în viața lor s-au situat. Este normal să întâmple acest lucru pentru că fiecare dintre noi ne-am îndrăgostit. Și această îndrăgosteală este acea iubire, hai să o numesc iubire, dar nu are nicio legătură cu iubirea, dar hai să o numesc în cadrul acestei emisiuni, acea iubire care ne face să nu mai avem stăpânire de sine. Bineînțeles că unii dintre noi, într-un anumit grad de evoluție, se pot îndrăgosti și pot masca acest lucru. Alții dintre noi, într-un anumit grad de evoluție mai scăzut, încep să facă valuri sau încep să facă tot felul de lucruri pentru că, bineînțeles, acest sentiment de îndrăgostire, acest sentiment care ține de zona noastră instinctuală, nu-i mai lasă în pace și le joacă feste. Îndrăgosteala, v-am mai spus eu în alte emisiuni, poate să dureze în jur de 18 luni, maxim 18 luni. Pentru unii dintre noi trece mai repede, pentru alții dintre noi ajunge la un nivel de 18 luni. De ce 18? Pentru că 18 înseamnă 1 și 8, 9, adică cifra transformării, iar acel sentiment care vine din zona instinctuală se transformă în altceva. Pentru unii se transformă în iubire, adică intră într-un alt nivel al relaționării, pentru alții se transformă în despărțire și fiecare își vede de treaba lui. 1 și 8 înseamnă acțiune socială, adică eu am acționat social, 8, 1, 8, cu o formă de putere, puterea sentimentelor mele. 8 în numerologie este cifra puterii,
și poate fi interpretată și ca puterea iubirii. Deci, iată cum această putere a iubirii vine să relevă transformaționalistă în noi, arătându-ne o perioadă de timp că ar trebui să depășim acest nivel și să ne ducem la alt nivel, pentru ca relația dintre noi, dintre un bărbat și o femeie, dintre membrii unui cuplu, să treacă la un alt nivel, pentru că totul este nou, totul trebuie să se înnoiască, totul trebuie să se transforme, după cum bine știm. Și așa și relațiile afective, emoționale trebuie să se transforme în tot ceea ce presupune viața noastră. O relație afective, emoțională care nu se transformă, bineînțeles, pe zona lunii, este o relație plafonată, este o relație în care oamenii nu mai au cum să supraviețuiască sau să fie bine. Ei sunt doi străini care trag la aceeași casă. Lucru de altfel foarte, foarte destructiv, pentru că mai devreme sau mai târziu, în momentul în care această relație nu se transformă, această relație nu are alte, o altă coloristică, cei doi se plictisesc și este foarte posibil să se îmbolnăvească, este foarte posibil ca viața lor să fie într-o tensiune continuă sau ca viața lor să fie într-o plafonare continuă. Deci este bine să transformați orice relație. Ambii parteneri trebuie să facă chestia asta. Poate într-o altă emisiune o să vă explic cum funcționează o femeie și cum funcționează un bărbat într-o relație de cuplu, nu la modul general. Și o să vedeți că funcționalitatea este diferită, pentru că sunt două entități diferite. Ceea ce este frumos, nu? Bun, să revenim în zona de în zona emisiunii de astăzi, cele trei nivele ale iubirii, și să începem cu primul nivel, zona instinctuală, pe care îl avem cu toții. Nu o să vă dau neapărat și cifre și asta, pentru că această zonă instinctuală este una care ține de o acțiune foarte puternică, ține de o relaționare foarte puternică și ține de a învăța. Deci este nevoie să ne îndrăgostim, este nevoie să avem această iubire instinctuală și este minunat că există pentru fiecare dintre noi. Cine nu a trăit-o, îl îndemn cu toată căldura și responsabilitatea să o trăiască, pentru că dezvoltă în interiorul nostru ieșirea din plictiseală, ieșirea din confort. Am spus în alte emisiuni despre cei trei stâlpi ai zonei instinctuale, și anume supraviețuirea, plăcerea și confortul. Am vorbit despre cum să facem exercițiile acestea și cum să vedem unde suntem în această zonă sau cât de evoluat suntem sau dacă am depășit acest nivel. O să vorbesc din punct de vedere al iubirii, acea îndrăgosteală frumoasă, instinctuală, minunată, care pentru unii, pentru multe doamne cel puțin, are senzația de fluturi în stomac sau de stare foarte puternică, la o neliniște foarte puternică, iar pentru bărbații le vine așa să facă ei să fie zmei, așa cum îmi place mie să spun, să acționeze, să rezolve totul și să fie mai dinamici. Vedeți aici, în această zonă interesantă a iubirii instinctuale, avem din punct de vedere al manifestării masculine acțiunea și din punct de vedere al manifestării feminine avem îndoiala. Este uimitor, vedeți, bărbatul îi vine să se ducă, să cucerească și să facă și să dreagă, iar femeia se îndoiește. Da, ea în interiorul ei, vorbesc asta, nu se îndoiește, și când se îndrăgostește simte nevoia femeia să vorbească, are o anumită, o altă relație cu ea însăși. Această relație de îndrăgosteală a unui cuplu poate să ajute ieșirea din confort. Poate să ajute la ieșirea din confort, poate să ajute foarte puternic această relație la a vedea țintele pe care fiecare om le are. Vedeți, am putea să spunem că această îndrăgosteală și această iubire instinctuală ține de cuplul respectiv. Singura chestie care îi unește foarte mult este zona afectiv-erotică,
și mă exprim corect, afectiv erotică, și această zonă îi face pe cei doi să aibă o altă dinamică. Această zonă afectiv erotică care se vine în zona instinctuală a plăcerii, vedeți tâlpul plăcerii, zona afectiv erotică vine să se consolideze sau să se cutremure puțin, și el cutremurându-se aduce destabilizarea, pentru că știm foarte clar că triunghiul 3 este prima formă de stabilitate, aduce cu după sine să destabilizeze și ceilalți doi piloni, și anume pilonul de supraviețuire financiar, mâncarea, băutura, deci supraviețuirea, așa, și pilonul de confort, adică nu te mai simți confortabil. Iată cum din această relaționare, din această iubire instinctuală, îndrăgosteală, cum o numim, această formă de plăcere afectivă erotică vine să zguduie și ceilalți doi piloni. Și e normal să-i zguduie și e foarte bine că se întâmplă așa. Pentru că, cum îmi place mie să spun, iau lucrurile în zona pozitivă, gândiți-vă la celălalt pilon al supraviețuirii și al lucrurilor acestea instinctuale, mâncarea, băutura și așa mai departe, banii. Dacă îl zguduie foarte bine, gândiți-vă și luați-o într-un sens pozitiv. Aveți dinamica și aveți acțiunea de a merge să produceți mai mult, pe de-o parte, bani, luați-o în pozitiv, da? Sau să țineți o cură de slăbire, că nu vă mai vine să mâncați. Luați-o și așa. E o chestie pozitivă. Sau vă vine să vă faceți toate poftele. Și asta e o chestie pozitivă. Confortul, ieșiți clar din el, întotdeauna viața voastră va fi mult mai dinamică, cu nopți de nesomn. V-am mai spus, zona confortului este dată de căldură, să nu ne plouă în cap, să fie totul safe în cutiuța noastră. Ce frumos, nu? Și atunci nu mai dorm noaptea. Întotdeauna se întâmplă ca să ai o stare așa de teamă, chiar dacă tu în momentul respectiv te-ai putea gândi că nu ai nevoie să-ți fie teamă, nu ai nevoie să fie frică de ceva anume, pentru că e posibil ca viața ta să fie în regulă. Cu toate că, dacă stau și mă gândesc acum, nu știu dacă e bine să vă dau toate simptomele așa ca să nu vă depistați unii pe alții. Dar, oricum, sentimentul de îndrăgosteală este unul foarte frumos. Și o să continui această emisiune cu riscul de a vă da anumite simptome și de a le vedea la voi înși vă sau în relațiile voastre. Deci așa cum am spus, acești trei piloni ai zonei instinctuale, ai zonei de supraviețuire, plăcere și confort, încep să se destabilizeze. Noi am mai spus foarte clar în alte emisiuni că dacă zona aceasta se destabilizează, celelalte care sunt deasupra, pe zona emoțională, relațională, pe zona creativ-mental, încep și ele să se destabilizeze. Și o să vedeți în emisiunea de astăzi cum se vor întâmpla aceste lucruri și de ce se întâmplă. Bun, să revenim la zona instinctuală. Deci în momentul în care apare acest sentiment de iubire instinctuală, toată acest triunghi al stabilității nu mai funcționează cum trebuie. Ne vine să vorbim. N-ați observat atunci când sunteți îndrăgostiți că vă vine și aveți dorința de a discuta mai mult cu partenerul, cu cel de care sunteți îndrăgostite sau cea de care sunteți îndrăgostiți. Vreți să știți ce se întâmplă, vreți să vorbiți mai mult. Vă interesați de sentimentele și de stările de spirit ale lui. Vă interesați de cum se simte, vă interesați de cum arată, da? Cum se îmbracă, îi plac, îi faceți complimente. Vedeți, acest doi vine și funcționează foarte puternic în zona de complimentare, în zona de atenție. Da, îi dați mai multă atenție. Când dispare acest sentiment de îndrăgosteală, atenția nu mai are nicio treabă. Adică nu mai ești atent la ea, ea nu mai e atentă la tine. Și când se întâmplă aceste lucruri, clar, sentimentul de iubire instinctuală nu mai există. Și dacă nu mai există nimic altceva în afară de asta, vă veți da seama că în acea relație sunteți doi parteneri, doi vecini de apartament, doi colaboratori sau cine știe ce sunteți voi acolo. Dar în momentul în care te interesezi, pe de-o parte, în momentul în care ești atent
la persoana de lângă tine, bărbat, femeie, nici nu contează ce se sunteți, atunci acest sentiment de iubire instinctuală funcționează. E foarte important să fim atenți, este foarte important să ne dăm seama de atenția celuilalt și să acordăm atenție celuilalt. Ați auzit aceste lucruri în limbajul uzual? Bineînțeles că le-ați auzit. Nu mai îmi dă atenție. Atenția este un lucru care relevă iubirea aceasta instinctuală. Plăcerea, viața afectivă erotică este alt lucru care relevă și, bineînțeles, zona de confort, adică tot timpul îți vine să faci ceva împreună cu persoana dragă. Tot timpul îți vine să faci ceva împreună cu cel de lângă tine. Nu stați locului, ca să spun așa. Sunt mai multe ieșiri, vă duceți să beți o cafea în oraș, vă duceți în excursie sau cine știe. Da? Iată că atunci când faceți aceste lucruri, această zonă a iubirii instinctuale, a iubirii pe formele acestea de plăcere, confort și supraviețuire, există în viața voastră. Bineînțeles că în momentul în care vă ridicați la alt nivel, vă ridicați la un nivel superior, acest sentiment poate rămâne. Normal că poate rămâne. Dacă nu rămâne nici asta, nu sunteți cu siguranță la alt nivel. Puteți să fiți doi prieteni buni care comunicați, care vorbiți, dar în niciun caz un cuplu. În niciun caz nu veți avea o relație dintre un bărbat și o femeie. Veți fi pur și simplu doi parteneri, doi colegi de casă, doi colegi de apartament, care aveți o relație foarte bună de conversație, de discuție, într-un tip de relație frate-soră, tată-mamă, mamă-fiu, tată-fică, mamă-fiu, depinde, de la caz la caz și din situație în situație. Dar dacă nu există această zonă instinctuală, relația nu funcționează și nu este o relație de cuplu în care există un sentiment, cel puțin măcar instinctual, de iubire. Deci puteți să verificați în relațiile voastre și puteți să verificați aceste lucruri. Este nevoie să aveți acel sentiment și este nevoie ca această flacără, pentru că zona instinctuală ține de pasiune, ține de flacăra în cuplu, trebuie adus și menținută, să nu care cumva să se stingă. Cei doi sunt responsabili de a aduce plus valoare în această zonă a pasiunii, această flacără care menține caldă relația. Vedeți, sunt multe cuvinte pe care noi le folosim în limbajul nostru uzual și ele nu sunt spuse sau inventate de oameni aiurea, ci ele sunt în zona noastră de cunoaștere ancestrală, în zona noastră de cunoaștere supraconștientă. Bun, deci este responsabilitatea fiecăruia să mențină această relație, să mențină această relație frumoasă în zona pasiunii, în zona focului creator care întreține orice formă de viață, da? Și încălzește orice formă de viață. Și atunci e minunat, da? Deci când vă îndrăgostiți, când sunteți într-o zonă de îndrăgosteală, cei trei piloni instinctuali încep să se zguduie. Să zicem că s-au zguduit și s-au consolidat. Da? Am fost nevoie de această zguduire, a fost nevoie în viața noastră să intervină acest sentiment de îndrăgosteală, de iubire instinctual. S-a întâmplat, pilonii pur și simplu sunt mai puternici, da? Împreună cu ea sau împreună cu el îmi este mai bine, vedeți, zona de confort, da? Viața mea afectivă erotică împreună cu ea sau împreună cu el, de la caz la caz, este mai bună. De când sunt cu ea sau de când sunt cu el, îmi merge mai bine, uite, arăt foarte bine, sau el spune, uite, am câștigat mai mulți bani. Împreună suntem invincibili, dacă vrem să construim ceva, să facem ceva, suntem invincibili. Iată această zona a iubirii instinctuale cum vine și funcționează pentru fiecare dintre noi. Și acest lucru se întâmplă. Dar după ce se întâmplă acest lucru, este nevoie să urcăm la un alt nivel. Să urcăm la un nivel care ține de zona relaționării. Vedeți, relaționarea apare și pe zona instinctuală pentru că îți vine să vorbești cu ea, îți vine să vorbești cu el. Comunici
într-un fel sau altul, deci se întâmplă și această relaționare. Dar când urcăm în zona celui de-al doilea nivel, atunci apare un sentiment extraordinar. Apare dorința și îndeplinirea dorințelor, motivația de a face mai mult, de a crede mai mult și în primul rând apare sentimentul acesta puternic de a spăsa, de integrare. De-abia în al doilea nivel începi să funcționezi ca și cuplu. Încerci să funcționezi ca o entitate separată la cărei energie participă și partea feminină și partea masculină. Da? Aici ne ducem într-o zonă trinitară, eu, ea și relația dintre noi, această stabilitate fantastică. Și atunci ce vine? Vine perioada când ai început să fii în acest nivel, este bine să ne dăm seama că începând să intri în acest nivel, ai nevoie să nu uiți de primul nivel. Ai nevoie să folosești acele lucruri ale primului nivel. Și ești în al doilea nivel. Și atunci apare zona de dorința schimbării. Vedeți, de-abia când iubirea pe acel de-al doilea nivel, iubirea aceasta conștientă, integrată, să o numim, această iubire care vine sufletește în viața unui om, de-abia atunci apare dorința individuală de a te schimba, de a te reconstrui ca persoană. Foarte multe persoane trec și intră într-o relație și asta am văzut și eu din cazuistică, am văzut-o din discuțiile pe care le-am cu oameni, cu prieteni și așa mai departe. Intră cu, și mai ales doamnele, intră cu dorința aceasta de a schimba pe cineva. Lasă că stau cu el, că îl schimb pe el sau îl schimb pe ea. Alături de mine, eu am puterea asta și îl voi schimba. El numai într-o relație sau ea numai într-o relație cu mine se poate schimba sau nu știu ce. Da, există puterea schimbării, dar puterea schimbării este individuală. Și fiecare dintre oameni își dorește individual să se schimbe. Da, că în relație cu acel om, eu sau eu, să dau mai de exemplu pe mine ca bărbat, da, că în relație cu o parteneră, eu am decis conștient, să zicem, da, conștient, pentru că sunt la un nivel sufletesc, conștient să mă schimb sau să mă modelez, aia e ceva. Dar pot să fac chestia asta ca nivel de schimbare, pot să fac chestia asta ca nivel de schimbare și pe zona instinctuală. Atunci o fac inconștient. M-am schimbat pentru că îmi place să fac amor cu ea și mă schimb și sunt mai atent și mai nu știu cum. Sau ea la fel. Dar aici e pe zona instinctuală. Încercați să vedeți pe alt nivel. Dorința conștientă, personală, pe care eu o am de a mă modela, de a mă schimba, pentru că sunt în relație cu ea. Dar abia atunci sunt în al doilea nivel. Oamenii se pot schimba și la nivel individual și la nivel instinctual, da? Dar atunci această dorință nu e conștientă. Pur și simplu, eu mă schimb inconștient. Nu o fac conștient. Poate că ați auzit în discuțiile de zi cu zi acea spunere: m-am schimbat de dragul ei sau m-am schimbat de dragul lui. Pentru soția mea sau pentru soțul meu am schimbat foarte multe lucruri în relația mea. Deci când spui conștient, abia atunci ești la al doilea nivel. Când schimbarea se produce inconștient, datorită formei de plăcere, datorită altor zone instinctuale, atunci ești acolo în iubirea asta. Dar deasupra, când ai ajuns la iubirea sufletească, ești deja într-un nivel conștient de schimbare. Pentru că v-am mai spus puțin mai devreme, atunci apare motivația, atunci apare dorința. Eu îmi doresc să modelez ceva la mine pentru că o iubesc pe ea. Da? Vedeți și motivația. Pentru că o iubesc pe ea. Da? Și atunci lucrurile se întâmplă altfel. Și atunci lucrurile stau altfel. Deci conștient.
Și atunci ești abia într-un, atunci ești în al doilea nivel de iubire. Ce mai apare atunci? Mai apare un sentiment de siguranță. Când ești îndrăgostit, v-am mai spus puțin mai devreme, acel sentiment de nesiguranță să zguduie stâlpul confortului. Și zguduindu-se stâlpul confortului, n-ai un sentiment de siguranță, ai un sentiment de teamă, așa, aolo, dacă o pierd, dacă îl pierd, îndrăgosteala are frică în ea. Și că o pierd pe ea, și dacă o pierd pe ea, nu mai supraviețuiesc, sau dacă îl pierd pe el, nu mai supraviețuiesc. Lumea mea se năruie dacă el sau ea dispar din viața mea. La nivelul iubirii sufletești nu mai există această frică. Apare un sentiment de siguranță. Și uimitor, nu este un sentiment de siguranță al relației. Este un sentiment de siguranță de sine. Sentimentul de siguranță de sine vine în felul: am destulă încredere în mine că pot fi într-o relație fericită cu această persoană. Atunci apare sentimentul de siguranță, pentru că tu nu mai ești în zona instinctuală. Tu te duci într-o zonă de siguranță de sine. Nu e sigur sau sigură pe ea sau pe el. E sigur sau sigură pe tine însuți sau pe tine însăți. Nu pe el. Pe zona instinctuală ești pe el sau pe ea. Pe zona iubirii sufletești ești pe tine. Ceea ce este mult mai important. Este mult mai important. De ce? Pentru că știți că una dintre componentele unei relații de cuplu reușite este încrederea. În momentul în care eu, individul dintr-un cuplu, nu am încredere în mine, eu nu pot să dau încredere în celălalt, pe de o parte, pe de altă parte nu pot să identific încrederea, deoarece nu știu cum e vis-a-vis de mine și n-am cum să o identific ca noțiune. Eu, neavând încredere în mine, proiectez această zonă mai puțin bună pe celălalt și nu mai am încredere în el. Da? Și apar tot felul de frustrări și apar tot felul de lucruri într-o relație de cuplu afectiv-emoțional. Deci vine zona de încredere de sine. Atunci de-abia sunt într-o iubire conștientă, într-o iubire sufletească, când eu am încredere în mine. Am încredere în mine că sunt o persoană minunată, că sunt o persoană iubitoare și că prin mine însumi sau prin mine însămi, acel personaj de lângă mine, acel partener, parteneră, mă iubește. După ce acest sentiment de siguranță și de încredere, încă o dată spun, de sine, a dus și el de această dorință de modelare sau de schimbare personală, iarăși, vedeți, individuală, vine în interiorul meu, cu mine se întâmplă ceva, ca om. De unde știu că se întâmplă ceva? Pot avea un feedback social că se întâmplă ceva. Mă văd oamenii mai echilibrat, mă văd mai calm, mă văd oamenii mai într-o altă lumină, hai să mă exprim așa uzual, mă văd într-o altă lumină, mă văd un om responsabil, mă văd un om cald, un om care comunică, un om înțelegător. Atunci lucrurile se întâmplă în zona de iubire sufletească, în nivelul 2. Ce se mai întâmplă cu mine atunci? Felul meu de a fi este un fel de a fi echilibrat. Parcă sunt mai împăciuitor, așa. Nu mai răspund la fiecare stimul. Nu mă mai înfurii. Poate și la serviciu. Dacă mă înfuriam și am ajuns într-o stare de echilibru și într-o stare de liniște cu mine însumi, nu mai sunt nervos. Poate chiar am o persoană nervoasă. Acum nu mai sunt. Da? Viața mea începe să se schimbe. Viața mea începe să se așeze într-un oarecare echilibru. Nu confort. Confortul e una, echilibru e altă. A fi în confort nu înseamnă a fi echilibrat. Că pot sta în confort, să nu mă plouă în cam, să fie cald, să fie totul minunat în jurul meu, dar asta nu înseamnă că este echilibrat. Pentru că s-ar putea, de exemplu, să am o anumită greutate, s-ar putea să fiu foarte plictisit, s-ar putea să fiu extrem de ignorant cu mine și cu viața mea, deci ăla-i confortul. Nu are nicio treabă cu echilibru confortul.
Da? Deci nu vă gândiți că viața voastră e minunată și sunteți într-un echilibru pentru că aveți o viață confortabilă. Ați auzit chestia asta, nu? Viața, ce e viața? E confortabilă. Foarte bine că ai confortabilă, stai acolo. E în instinct aia. Viața echilibrată nu ține de... nu e sinonimă cu viața confortabilă. Viața echilibrată este superioară vieții confortabile. Adică tu poți să faci orice îți dorești. Tu poți să te duci pe tine într-o zonă în care n-ai nicio dorință pe care să nu ți-o poți împlini. Aia înseamnă echilibrat. Ai o familie, ai un partener sau o parteneră, da? Ai o relație socială foarte bună. Modul în care tu recepționezi anumit stimul, modul în care tu acționezi, modul în care tu relaționezi e unul foarte bun, te mulțumește, deci te mulțumește. Și atunci toate lucrurile se întâmplă și ca să-ți dai seama de viața echilibrată este că orice dorință o ai, se poate îndeplini. Sau mai corect, ți-o poți îndeplini. Orice dorință. Atunci de-abia ești în echilibru, până atunci ești în confort. Bun. Deci dacă tu nu ai dorințe care nu ți le poți îndeplini, dorințe nu în ceea ce privește pe alții, dorințe în ceea ce te privește. Am putea să spunem că acest al doilea nivel al iubirii este un nivel egoist, nu? V-am vorbit de acest al doilea nivel, că tu te reconstruiești, că tu ai o stare nu știu de care, de încredere, că tu ești echilibrat, că tu ești nu știu cum. Și am putea să spunem că zona asta este una de, cum să spun, de egoist. Bineînțeles, dacă vrem să o luăm așa, bineînțeles, da, este o zonă de egoism. Dar egoismul tradus ca eu sunt. Pentru că atunci eu, de-abia când sunt în nivelul 2, sunt individul. Nu mai am nevoi pe care celălalt să mi le satisfac. Am nevoi pe care pot să mi le satisfac singur, iar partenerul sau partenera mea are nevoi pe care și le poate satisface singură. Și atunci, în momentul respectiv, noi suntem două identități și împreună putem să aducem plus valoare, așa cum am spus la mai devreme puțin, relații. Și atunci amândoi putem să menținem acel foc al pasiunii dintre noi doi. Pentru că dacă cobor în nivelul instinctual, atunci am nevoie. Tu trebuie să-mi dai forma de plăcere. Pentru că fac dragoste cu tine foarte bine. Da? Numai cu tine pot să dorm bine. Că dacă nu pot să dorm bine cu tine, dacă nu pot să, nu ești tu, nu pot să dorm. Da? Numai cu tine pot să mănânc. Vedeți, dependența aceasta, da, este foarte bună și asta, toți trecem prin această zonă, dar după aceea trebuie să ridicăm, pentru că relația, așa cum v-am spus, dintre doi oameni trebuie să fie o relație foarte frumoasă, o relație care să aducă echilibru și o relație creativă, o relație care să se ridice și mai mult decât atât, să se transforme mereu. Omul se transformă mereu. V-am mai vorbit în alte emisiuni despre ciclurile evolutive de 9 ani și v-am spus că sunt ciclurile evolutive ale transformării. Și fiind ciclurile evolutive ale transformării, orice om face chestia asta, se transformă. Bun, deci iată nivelul de iubire 2 vine iubirea pe care o simt în relația mea afectivă, emoțională, completată cu iubirea de sine. De-abia atunci când ești în al doilea nivel, tu ai o încredere în sine și o iubire de sine fantastică. Și că nu mai ai nevoie, ci dăruiești. Atunci ești la nivel de-abia de dăruire. Te dăruiești pe tine ei. Și ea se dăruiește pe ea ție. Iată ce poetic și ce frumos. Dăruirea sufletească. În momentul în care ai acces conștient la întreținerea focului pasiunii, în momentul în care ai încredere în tine și prin asta ai încredere și în ea, în momentul în care ea are încredere în ea și prin asta are încredere în tine, în momentul în care împreună puteți să faceți identitatea, puteți să aduceți identitatea, care identitate se numește cuplul echilibrat
fericit, energetic feminin plus energetic masculin. De-abia atunci suntem în yin yang. Până atunci suntem în zona instinctuală, în care eu sunt gelos pe ea că a plecat sau că și-a luat fustă scurtă, în care urlu pentru că nu a făcut cum am vrut eu, că eu sunt cel mai tare, așa, ea în zona în care mă tăcăne non-stop la cap, că să face ca ea sau să spună și ea ce are de spus, că pe ea nimeni nu ascultă, păi ascultă-te tu pe tine dacă vrei să te asculte cineva, și tăcăne, și tăcăne, și tăcăne, la nivelul în care ce mâncăm azi, ce avem de mâncare, câte feluri, cât de plin e frigiderul, câte am construit noi împreună, da, mașini, case și alte chestii, și fiecare ți-a săturat data confort și are altcineva în paralel. Asta e totul în zona de îndrăgosteană, în zona de iubire instinctuală. N-am reușit ca acel cuplu al nostru să se ridice la un alt nivel, pe de-o parte, și pe de altă parte și focul pasiunii noastre, din diferite motive de supraviețuire sau alte lucruri, de orgolii sau de neîncrederi, s-a stins. Și este poate o cenușă sau poate mai mognește de la unii la alții și iată ce am ajuns noi, minunații, iată cănitoarea și el doritorul de a-și pune în evidență calitățile masculine fizice și agresive. Asta se ajunge dacă mai mult decât atâta nu se poate. Din punctul meu de vedere, o relație care a ajuns la un nivel de genul acesta nu este o relație foarte frumoasă și poetică și ar trebui ca cei doi să-și vadă treaba lor. Poate vor fi în stare să-și, în altă parte, să-și consolideze o relație frumoasă. Altfel, știți, vorba din popor, își mănâncă zilele unul altuia. Tot instinctuale, nu? Supraviețuire, adică a mânca. Vedeți ce v-am zis? A mânca. Nu mai mănânc și mâncare, mănânc și zile. Adică e un meniu mai bogat, nu? Bun. Dacă tot ai chestia asta, să zicem că nu te duci acolo și te duci la un nivel de iubire, al doilea nivel, iubirea sufletească, minunată, în care tu ai încredere în tine, tu ești motivat, tu ești echilibrat, dăruiești aceste lucruri minunate partenerului sau partenerei, el la rândul lui sau ea la rândul ei face același lucru vis-a-vis de tine, cei doi oameni pot să se iubească fantastic de mult și să relevă unul pe celălalt. Nu au această nevoie, ei se relevă. Și atunci este foarte posibil, sunt convins că ați auzit și asta, că ei seamănă unul cu altul. Voi vă potriviți, semănați așa unul cu altul. N-ați văzut și spusele astea și da. Nu știu, ăștia doi, nu știu, nu se potrivesc așa, că ea e un fel, el e altfel. Parcă nu se potrivesc așa, parcă nu. Dar sunt împreună. Sunt împreună, poate au un alt tip de relație. Dar ei încep să semene, ei încep să aibă aceleași dominante. În momentul când sunt într-o iubire sufletească, felul lor de a fi comportamental, felul lor, la unii chiar se atrag și moaca e la fel, așa, aproape sunt amândoi la fel. Începe să se asemene. Și atunci ești într-o iubire sufletească, într-o iubire în care tu ești parte masculină și celălalt e parte feminină, da, bărbat, femeie. Minunat! Atunci de-abia ești într-o iubire sufletească. Dar nu e totul. Normal că nu e totul, că trebuie să mai fie al treilea nivel. Aici e bine să urcăm, nu știu cât sunt la acest nivel, iubirea creativă. Vedeți, iubirea creativă vine cu foarte multe responsabilități, pentru că deja tu ai un cuplu, deja tu ai o energie yin-yang, masculin și feminin, și acest yin-yang trebuie să se creeze, pentru că yin-yang e viață. Este crucea celor patru elemente care se învârși și creează o nouă viață. Dar abia atunci ești în iubirea creativă. Ca o chestie foarte interesantă, vă dați seama un copil născut din iubirea creativă cum ajunge? E aproape geniu. El este aproape de Dumnezeu nostru. Un copil născut din iubire creativă. Nu un copil născut
din dorința de a-l șantaja pe el că ai rămas însărcinată sau din dorința lui de a-i fi frică că o pierde pe frumoasa din pădurea adormită și îi spune vreau să ne căsătorim, să facem un copil. Nu așa. Adică, Doamne, seama așa, nu? Iubirea creativă, ea creează și naște. Și atunci un copil născut dintr-o iubire creativă este o minune dumnezească. Nu este un soldățel. Este un spirit liber. Liber, da, o să fie foarte greu să le duci pe ăsta, pe copilul ăsta. O să fie un spirit liber, creator. Ce frumos, nu? Dar să revenim, am urcat la iubirea creativă. Ce-o fi aia? Iată că până să ajungi atunci și tu ca om ai o experiență, până să ajungi atunci tu ca om și ca și cuplu, individ plus relația de cuplu, treci printr-o anumită experiență a vieții tale. Știi să pendulezi în iubirea instinctuală, în iubirea pasională, pentru că ai știu să ții focul și tu femeie și tu bărbat. Ai știut să țineți focul pasiunii voastre. Sunteți doi indivizi care aveți încredere, care sunt echilibrați, care tot timpul vă reconstruiți, sunteți frumoși, sunteți... Inclusiv frumusețea este o calitate că viața ta de cuplu îți merge foarte bine. Ești frumos. Da. Când viața ta de cuplu merge magic, tu ești frumos. Arăți bine, îți vine să te întreții, îți vine să aduci plus valoare, să-ți aduci plus valoare și așa mai departe. Deci tu ai trecut peste lucrurile astea și atunci te duci în iubirea creativă, ai ceva, ai o experiență, ai o experiență pentru că ai trecut în zona instinctuală și ai fost în zona instinctuală, ai o experiență să-ți menții acel foc, acea pasiune a relației, ai o experiență de sine, de reconstrucție, ai încredere în tine, ai o experiență. Ești un om echilibrat, vedeți? Sunt foarte multe experiențe, e foarte multă experiență în această zonă. Și atunci tu, având această experiență, ai o oarecare înțelepciune, oarecare formă de înțelepciune. Știi cum e. Tu te cunoști pe tine, apoi o cunoști pe ea și împreună vă cunoașteți relația. Iată ce frumos, da? Mai mult decât atât, în zona de iubire creativă, cu această înțelepciune, tu poți să creezi orice îți dorești, ca și cuplu. Împreună vă ies toate proiectele. E de ajuns să vă doriți ceva și vă ies toate proiectele. Mai mult decât atât, nu mai este nevoie să stați împreună fizic ca să fiți împreună. El poate să fie plecat, să zicem, undeva și ea poate să fie plecată în altă parte sau să rămână acasă, dar ei doi sunt împreună. Că unul cu altul se simt, unul cu altul vibrează. Bineînțeles că există sentimentul de dor, există sentimentul de dorință, pentru că să nu uităm totuși, da? Ei, chiar dacă sunt la un nivel de iubire creativă, acești doi oameni, parteneri, nu au uitat de focul pasiunii. Îl țin aprins. Da, căminul. În iubirea creativă, când ajungi acolo, căminul tău, unde stai tu, locul ăla, este un loc extrem de cald. Este un loc cu o energie fantastic de bună. Este un loc de meditație, ca să spun așa. Este un loc cald, un loc unde pur și simplu ideile îți vin rapid, pentru că cei doi au reușit să creeze un nucleu. De-abia în zona de iubire creativă reușești să creezi un nucleu. Intri în casa unor astfel de oameni și vezi că acolo este echilibru, e liniște, nu e dezordine. Este totul într-o energie frumoasă. Te simți așa ca și cum te încărca în casa acelor oameni. O să vezi că toate lucrurile sunt puse la locul lor. Nu vezi dezastru. Nu vezi aiurea depozitate în toate călțurile, tot felul de tâmpenii, cartoane, cutii și alte chestii. Vedeți? Poate vi se par așa niște exemple pe care vi le dau simpliste. Că ordine, că asta, ce-o fi asta. Da, dar eu mă refer la ordine energetică, dar și fizică. Pentru că sunt case unde e foarte curat, doamnele și membrii casei mențin curățenia, totul e țiplă, dar e rece casa aia. E curat, e minunat, toate sunt aranjate, dar e rece. Nu-ți inspiră nimic, nu-ți inspiră căldură. E doar curat.
Asta este zona confortului, zona instinctuală, foarte frumos. Toți trebuie să facem curat, să nu stăm îngălați, da? E o zonă normală, adică orice om ar trebui să-și facă curat în casă. Nu, e logic. Da. Asta e zona instinctuală, în care tu ți-asiguri confortul. Eu vorbesc de căldura casei. Vedeți? Toate sunt la locul lor, dar totuși acolo e cald. Este cald și este o atmosferă revelatorie. Ați fost în casele unor oameni care se înțeleg foarte bine și ați văzut că vă simțiți liniștiți și vă vin idei? Vă vin idei. Poate că n-ați găsit o rezolvare la o soluție sau căutați tot timpul și vă duceți în vizită la cineva care, la un cuplu minunat, unde există poate iubirea creativă și acolo vă vin idei în casă la aia. Da? Există astfel de zone. Deci este o zonă energetică înaltă acolo, în casă la el, în căminul lor. De fapt, nici nu mai e casă, e cămin. E, și acel cămin este foarte important. De ce? Pentru că, efectiv, ei când vin acolo, încep să aducă plus valoare căminului și începe mintea lor să funcționeze foarte bine. Ea în zonă feminină, el în zonă masculină și aduc plus valoare acelui cămin. Deci ăsta este un prim indiciu că în viața voastră afectiv-emoțională de cuplu, când simțiți, e ca o chestie, ca un magnet acolo. Bărbatul vine acasă mereu, dar el nu vine acasă pentru că trebuie să vină acasă și că dacă n-ar veni acasă, ar dormi pe undeva. Nu, el vine acasă pur și simplu că îi place. Și alt lucru pentru iubirea creativă este nivelul de transformare. Tot timpul ești, te înnoiești. Ești puternic ca și cuplu și tot timpul te înnoiești, tot timpul te transformi. Sunteți alții și alții, ca persoană, ca individ, și de la voi ca persoană și ca individ vă transforma și relația. Deci individual și apoi în zona de transformare a relației. Vedeți, sunt niște lucruri foarte, foarte interesante aici și din nefericire v-aș mai explica eu mai multe, dar din zona aceasta creativă, dar timpul emisiunii noastre s-a apropiat de sfârșit. O să revenim cu subiecte de genul acesta și în emisiunile viitoare și dacă v-am ajutat cu ceva, este foarte bine. Până în emisiunea următoare, ca de obicei, vă urez să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu 2 secunde. Toate cele bune!